Americeanu pune piciorul în prag, cum vrea să oblige SRI să desecretizeze protocoalele cu DNA. Presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tericianu, a declarat sumte, se arce desecretizarea protocoalelor încheiate de DNA trebuie făcut cât mai rapid, adugând ce atitudinea pe care au exprimat-o în acest sens prim-ministrul sublinierei ministrul justiciei este una foarte sănătoasă sublinierei corect din punct de vedere politic sublinierei juridic. Ceea ce mi se pare mult mai important este luarea de atitudine a prim-ministrului sublinierei a ministrului justiciei. Sublinierei cred că această atitudine pe care au exprimat-o este una foarte sănătoasă sublinierei corect din punct de vedere politic sublinierei juridic sublinierei cred că această desecretizare trebuie făcut cât mai rapid. Am văzut ce ministrul justiciei s-a angajat să fac lucrul acesta, cred ce sublinierei ca urmare a declarației făcut de prim-ministru. Cred ce este momentul să scoatem la lumină toate aceste lucruri care au permis abuzurile pe care le cunoa subliniere tem de aproximativ 10 ani, abuzuri care au dus la încălcarea gravă a drepturilor sublinierei libertilor în România, a tuturor categoriilor. Vorbim aici nu numai de oameni politic. Vorbim de oameni de afaceri, de persoane foarte cunoscute din mediul universitar, pentru ce această practică a sculptrii telefoanelor pe a sublinierea zis mandată de siguranță național subliniere timp ce recent a fost sancționat sublinierei de decizia Curții Constituționale. Cred că în momentul acesta avem nevoie de a ne lămuri sublinierei de a pune o sit foarte strâns pentru ca aceste abuzuri să nu se mai întâmple sublinierei de aceea decizia prim-ministrului sublinierei a ministrului de justiție sunt cele care ar trebui salutate, a precizat Tericianu la RTV, potrivit Ager Press. Subliniere pe poziția presubliniere dintelui în această chestiune, Tericianu a spus că e un fel de ap de ploaie. Treba ce posibilități are ministrul justiciei, Tudorel Toader, sau prim-ministrul Viorica Dăncilă să impun SRI de secretizarea acestor protocoale. Presubliniere dintele Senatului a spus că SRI-ul nu este în subordinea statului. SRI-ul este o structură care funcționează sub autoritățile române. Deci această cerere nu poate fi neglijată de SRI, dacă vine din partea prim-ministrului pentru a desecretiza aceste protocoale. Dar aceste protocoale au fost făcute de SRI sublinierei DNA sublinierei poate sublinierei celelalte parchete. Ministerul public funcționează sub autoritatea ministrului justiciei sublinierei ministrul justiciei, în calitatea pe care o are, este cel care poate să decid de secretizarea acestor protocoale care s-au realizat la nivelul ministerului public. Nu cred că trebuie o poziție comună a statului, pentru că aceste lucruri nu sunt chestiuni care sunt de siguranță națională sub nicio formă. Ele au o alt component sublinierei anume extinderea activităților SRI, în trecut, în câmpul justiciei, ceea ce este foarte grav, a susținut Tericianu.
El a adugat că aflarea adevărului nu e o povară, este o obligație a tuturor, începând cu președintele României, care nu poate să încerce să ascundă aceste lucruri grave, pe care până acum le-a ignorat din motive de interes personal, pentru ce el este produsul sistemului acesta pervertit din România, sigur ce nu am în subliniere cat un deget. Numea subliniere tăt din partea președintelui la vreo reacție senecoasă, el va încerca tot timpul să acopere aceste lucruri, dar acum nu cred ce mai poate să o fac, a punctat Tericianu. Președintele Senatului a spus ce nu subliniere fie dacă va fi nevoie de constituirea unei comisii parlamentare pe această problemă. Ce e treaba comisiei să reinsubliniere-i nici nu subliniere-tiu dacă va fi nevoie în momentul acesta să-i hotărâm o comisie parlamentară. Cred ce trebuie desecretizate protocoalele sublinierei. În momentul în care vor fi desecretizate, vom putea să subliniere-tim mai mult, mai exact ce trebuie făcut. Eu cred că aici un rol foarte important îl vor avea în continuare atât ministrul Justiției, cât sublinierea probabil și sublinierea CCR, a conchis Tericianu.